Bun găsit, sunt Sergiu Voicu, începe Jurnalul Economic. Sunt instituții în care productivitatea angajaților e ceva science fiction. Sunt instituții de stat în care oamenii nu sunt ce ar trebui să fie, adică motorul bunului mers. Poșta și CFR conduc topul companiilor de stat în care lucrează cei mai mulți români, au mai mulți angajați decât Dacia, de pildă. Anul trecut, Poșta Română avea în medie peste 23.000 de salariați, iar CFR aproape 23.000. Cu aceste cifre în dreptul salariaților, nu avem cum să nu ne întrebăm de ce mai stăm la coadă la poștă, de ce mai întârzie trenurile, de ce mergem cu trenuri murdare. Pentru că sunt instituții căpușate de rude și de prieteni care funcționează după principiul lasă că merge și așa. Dacia, de exemplu, nu are nici 15.000 de angajați și face peste 300.000 de mașini pe an. Cei care s-au perindat pe la Palatul Victoria nu au reușit să fure rețeta celor de la privat care reușesc. Adică oameni angajați pe competențe, nu pe pile, bani investiți în angajați, investiții în viitor și investiții cu cap. Comercianții care nu folosesc case de marcat electronice vor fi sancționați direct cu amenzi între 8 și 10 mii de lei. Ministerul Finanțelor vrea să elimine de sub incidența legii prevenirii obligația firmelor de a avea noile case de marcat cu jurnal electronic. În prezent, nerespectarea obligației se află sub această lege, astfel că inspectorii antifraudă, atunci când ajung la control la o firmă care nu are casă de marcat cu jurnal electronic, nu îi aplică direct amenda, ci îi acordă în prima fază un termen de conformare. Ulterior, când revin, dacă firma tot nu poate face dovada achiziției casei de marcat, este sancționată. Dacă arată însă că în timpul ăsta s-a conformat, scapă de această sancțiune. După modificarea pregătită acum de finanțe, legea prevenirii nu va mai fi aplicată în acest caz, astfel că firmele în regulă vor fi direct sancționate. Potrivit legii, firmele mari ar fi trebuit să aibă noile case de marcat încă de la 1 septembrie 2018, iar cele mici și cele mijlocii de la 1 noiembrie 2018. În curând nu vom mai avea nevoie de portofel pentru a ne plăti cumpărăturile. Va fi suficient să atingem cu degetul pe un ecran și magazinul să ia direct din contul nostru bancar suma necesară. Este vorba de plata biometrică la casele de marcat inteligente. Sistemul a fost deja implementat și în câteva magazine din țara noastră, din România. Noua metodă de plată este disponibilă deocamdată doar în București. Îți scanez produsul, selectez metoda de plată biometrică, urmând să placez degetul pe terminal, iar în câteva secunde plata este efectuată, moment în care nici telefonul și nici cardul nu este apropiat de niciun terminal. În 3 hipermarketuri din București se poate plăti deja pentru prima dată în România doar cu amprenta. Ca să poată folosi această metodă de plată, clienții trebuie să-și descarce o aplicație pe telefonul mobil, să completeze datele personale și să înregistreze amprenta. Activarea contului se face la casa inteligentă. Amprenta este citită și transmisă către telefonul mobil prin Bluetooth. Iar dacă informația coincide cu cea transmisă, cu cea salvată în aplicație, atunci plata este efectuată. Vreau să subliniez faptul că amprenta nu este stocată la nivel de terminal, ea rămâne stocată în telefon, în aplicație. De aceea, acest sistem de plată este verificat și autorizat de către Autoritatea Națională de Supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Având în vedere că niciodată nu am bani cash în portofel, practic, mă salvează, fac economie la timp, nu mai stau la cozi. Super simplu. Mi se pare super inovativ, sunt cu tehnologia, deci cred că totul va fi ok. De câțiva ani în România funcționează și plata cu telefonul mobil sau cu un smartwatch. Din ce în ce mai multe magazine introduc și case inteligente. Clientul scanează singur, plătește singur și iese. Toate acestea ne-au permis o reducere a timpului de stat la casă cu o treime față de sistemele clasice. Tehnologia de autentificare biometrică a fost inventată tocmai să ne ușureze viața, adică în loc să introducem un cod de cifre sau să desenăm pe ecran o anumită figură, acum doar punem degetul sau doar ne uităm la o cameră care recunoaște fața,
Cam asta e ideea și cu plata. Plata biometrică se folosește deja în țări precum Marea Britanie și Japonia. Vorbim tot despre bani și ne uităm la ce s-a întâmplat pe piața valutară. Leul se apreciază ușor în fața monedei unice europene, dar și în fața dolarului american. Vedem, Banca Națională a României a afișat astăzi un curs de referință de 4,73 lei de bani pentru un euro, în ușoară scădere față de ieri, 4,21 lei de bani pentru un dolar american, iar francul elvețian, vedem, este în ușoară creștere față de ieri, a ajuns la nivelul de 4,27 lei de bani. Și vorbim în continuare despre bani, dar despre bani virtuali. Bitcoin a pierdut 10 miliarde de dolari din capitalizare în doar o oră. O depreciere bruscă venită pe fondul incertitudinilor legate de Libra, criptomoneda Facebook. Valoarea Bitcoin a scăzut cu mai mult de 1000 de dolari în doar o oră, imediat după audierea lui David Marcus, șef în cadrul Facebook în Senatul Statelor Unite, pentru a răspunde întrebărilor legate de planul rețelei de socializare de a-și lansa propria criptomonedă. Moneda virtuală a pierdut astfel mai mult de un sfert din valoare în ultimele 7 zile, punând capăt perioadei de creștere care a început în primele luni ale acestui an. Și asta după ce aleșii americani s-au arătat deranjați de abordarea Facebook. People's data and private messages have been stolen and sold after you've let Russian bots try to throw the 2016 election with no contrition, I might add, after you've abetted genocide in foreign countries. You really think people should trust you with their bank accounts in our economy? I just think that's delusional. Alți senatori s-au arătat îngrijorați că criptomoneda Libra ar putea fi folosită de organizațiile criminale pentru spălarea banilor sau chiar pentru finanțarea activităților teroriste. Oficialul Facebook spune însă că portofelul virtual ca Libra va avea o infrastructură separată de cea a rețelei sociale. Cash transactions is where most crimes currently happen, and we believe that if a lot of transactions move to digital, it'll be better. And the way that we are applying AML programs is that as far as the Calibra wallet is concerned, we will have strong identity, because for every new Calibra account open, you will have to upload a government-issued ID and authenticate. As far as the Libra network is concerned, we will have an AML program as well. Mr. Chairman, I wish we could trust Facebook. It's pretty clear there's almost nobody in this committee that does. După audiere, responsabilul Facebook a declarat că moneda virtuală nu va fi lansată până ce compania nu va rezolva toate problemele ridicate de reglementatori. Însă, natura volatilă a criptomonedelor înseamnă că este dificil de identificat motivul exact care a dus la scăderea abruptă a Bitcoin, cu toate că mulți investitori s-au speriat de poziția intransigentă pe care au avut-o senatorii în cazul lansării monedei virtuale a Facebook. Este momentul acum să vorbim despre investiții și investitori. O nouă zi de scădere pe Bursa de Valori București. Toți indicii sunt pe minus la această oră. Referința pieței locale pierde aproape jumătate de punct procentual, iar BETFI, indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi, scade cu 0,42%. Aceeași pierdere o găsim și în dreptul indicelui companiilor energetice. Valoarea tranzacțiilor este de 1,6 milioane de euro, la jumătate comparativ cu ședința trecută la aceeași oră. În clasamentul celor mai lichide companii de la Bursa de Valori din București conduce Banca Transilvania cu tranzacții de 1,4 milioane de lei. O valoare similară au avut-o și schimburile cu acțiunile următoarelor două companii din top, RomGaz și BRD Grup Societe General. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm scăderea de 1,8% a titlurilor SIF Oltenia și pierderea de 1,3% a acțiunilor BRD. În schimb, titlurile Oil Terminal se apreciază la această oră cu 1,4%. Jurnalul economic a ajuns acum la final. Eu sunt Sergiu Voicu și vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații despre investiții și investitori, ne revedem mai târziu în jurnale. România 24 continuă acum cu Alicia Comescu. Numai bine!